Mi-era dor de tine. Când am auzit că vrei să vin să pun aici câteva întrebări, Doamne, am acceptat instant. Mi-era dor de tine. Am petrecut clipe foarte, foarte frumoase cu puștoaica asta și mi-era tare dor de tine. Și mie. Nu știu câți ani sunt. Lasă anii, nu mai contează. Am știut că o să mă întreb câți ani ai, câți ani au trecut, au trecut. Dar nu mai contează. Contează că ne revedem. Alina, m-aș uita la tine, una din cele mai frumoase voci din muzica românească și, dincolo de asta, o femeie extrem de smart, o femeie extrem de... mie-mi-e drag caracterul Alinei, vorbesc serios. Câte complimente. Dar asta nu știu dacă o să te ajute la întrebări, Raluca. Vom vedea. N-am idee. Eu am pregătit un set de întrebări. Nu-mi dau seama cât de dificile sau cât de ușoare sunt, dar hai să vedem cum ne descurcăm. Ești gata? Ce mai face frate tu? Fratele meu face foarte bine. Mircea, un tip la fel de admirabil. Face foarte bine, tot cu muzica, pe asta se ocupă. Fratele Alinei e tot o personalitate, mie mi-e drag și de el. Crescut sextal. Auzi, nu te-am întrebat niciodată. Ce-s părinții tăi, ce au fost? Păi, mama lucrează în primărie, la fel și tata. Cu asta se ocupă. Nu te-am întrebat niciodată. Oameni simpli. Și știi ce n-am făcut niciodată? Bravo, mami, bravo, tati. Mă iubesc, mama, tata! Ce copii frumoși! Da! Excelent! Iubesc amândoi foarte mult muzica. În schimb, niciunul n-a urmat vreun drum. Au avut mama tangenții ceva cu muzica. Cu muzica zău? Da, când era mică a cochetat așa un pic. Dar în rest, n-au avut treabă cu muzica. Zic cu întrebările, că noi am mai stat aici de da, la Taipas. Da, păi cred că zic cu întrebările, tensiune. Hai! Ok, prima întrebare. Ai urmărit Super Bowl? Da. Să verific. Ok. Cine a făcut mega show la finala Super Bowl de anul acesta cântând Însărcinată? Variantele de răspuns sunt Rihanna sau Beyoncé? Mamă, s-a vorbit despre asta, am văzut peste tot. Sau Beyoncé? Rihanna. Corect, Rihanna. Pe Mondeni. Că n-ar fi primit, că ea ar fi plătit. Da, am auzit și eu că... Că ea ar fi venit ea cu bani de acasă, da, doar exact. ca să apară în momentul ăla de vârf de audiență. Americanii sunt înnebuniți după Super Bowl ăsta, să uite cum o minge nenorocită. E isterie în jurul Super Bowl-ului, adică toată lumea își dorește să cânte acolo. Exact ca la noi, la tu urmezi, toată lumea își dorește să rămână pe... Exact, bun, ai scăpat de o întrebare. Raluca. Foarte bine, hai că merge bine treaba. Întrebarea cu numărul 2. Pe când aveam 5 ani, o mare vedetă de la noi mi-a șters năsucul pe scena Tip Top Mini Top, el fiind prezentatorul show-ului. Acum întrebarea mea evident este, cum se numește acel prezentator grijuliu? Și avem așa, Horia Brenciu. Părinții mei au vrut să mă ducă și pe mine la această emisiune și n-avea cum să nu știu cine prezenta. Dumnezeule! Negru, dar cum vă dați seama, Brenciu, ce vârstă are el, dragul de el? Da. Dacă... Uai, incredibil! O să te iubească acum, dar... Incredibil, măi, deci vorbim de oameni atât de în vârstă, măi, fantastic! Incredibil! Wow, deci Horia Brenciu? Da. Dumnezeu! Nu pot să cred așa ceva! Ia Alina! Nu, unde e cetățenul? Acolo? Mi-am dus și rog. Deci, dragi telespectatori, vă rog foarte mult să stați în fața ecranului, pentru că acum vom fi Ia, Alina! Pentru a doua oară, în 3 ani de zile, la Tip Top Mini Top. Da, dă-mi puțin cetățenul. Am suflat. Dați dă-mi șervețele, un coace. Unde e șervețelul? Ia uite-o pe Alina. Unde? Dă-ți. Asta e Batista. Acu' e Batista? Adela. Ți-o desfac? Nu. De ce? Ia mea. Și vreau să te dau. Da, foarte dezvoltă. Cât aveai acolo, Alina? Câți ani aveai? 4 ani și jumătate. Încă o dată? 4 ani și jumătate. 4 ani și jumătate. Nu împlinise în 5 ani. 4 ani jumătate, în 1998, eu mi-amintesc că aveam 6 ani atunci, în 98, foai de mine. Da. Și mă uitam. Mai mare, exact. Da, ții minte da, că... Da. Nu ții minte că aveai 4 ani jumătate și eu aveam 6. Eu nu înțeleg cum erai trecut aici. Păi nu, era o capcană cu negru. Nu, era capcană. Era imposibil, adică era trecut un dinozaur și un tânăr. Deci Brenciu și un... Eu sunt fericită. Horia, te salutăm și te îmbrățișăm de aici. Te salutăm, Horia.
Mai departe. Mai departe. Acum o să te invit să asculți un fragment dintr-un hit. Ok. Un hit. Da, bravo. Cum îi zice? Știi melodia? Îi zice într-un fel, Raluca. Fla, cum da, zice Alina? Flowers. Da, exact. Asta e întrebarea? Am zis răspunsul nu. Nu. Întrebarea nu este cum se numește piesa. Întrebarea este cine cântă piesa Flowers, care a depășit 200 de milioane de vizualizări pe YouTube după 4 săptămâni de la lansare. Miley Cyrus. Madonna, că e cu Brenciu de pe vremea lor, nu? Este prea recentă. Păi e prea recentă melodia, să nu o știm cu toții. Ah, și Madonna, am văzut-o pe Madonna, ai văzut-o pe Madonna cu mare fața, deci zici piesa. Că e, Doamne iartă, mi-ar vrea să zic că seamănă, dar nu, mă rog. Nu, dar Madonna e ceva toată botoxată, toată schimbată, toată... Da. Rămânem pe varianta finală? Corect. La 3 din 4. Da, gata, eu am terminat. Misiunea mea care, de curiozitate, care era a patra? Pe a patra, de curiozitate. Stai așa, m-am încurcat în ele. Da, deci la sfârșitul lunii ianuarie am lansat piesa Ai Fost, care a depășit pe YouTube 4,4 milioane de vizualizări. Corect. În primele două săptămâni. Și este superbă. Urma să ascultăm un... Stai, că... Am, Alina, să zic un lucru. Am rămas la fel de darnic, așa cum mă știai. Da, adică, o inimă generoasă. Da, da, nu-ți imaginezi că s-a schimbat ceva. Deci, întrebarea e așa. Cu cine cântă Alina melodia asta? Nu știu. Ăsta mic știe. Deci, cu cine cântă Beatman? Cu cine cântă Mario Fresh melodia asta? Cu cine cântă Mario Fresh melodia asta? Cu Alina Eremia! Bravo! Da? Fii atent! Dăm drumul la cilindri. Îmi place că ești foarte atentă la imaginea ta. Mereu te uiți, părul tot să fie frumos. Dar mi se pare normal. Cât? De nu? Da, ai dreptate. Da, Raluca, fii atent. Dau drumul cilindrilor, da? Plecăm de la 0.175.000 de lei. Are Magda, am oprit, alege ce vrei tu. Alina. Da. Ce zici tu că e acolo cu Dumnezeu înainte? Știi ce trebuie ea să facă? Răspunzând la întrebări, trebuie să bată campionul serii care are 175.000 de lei. Deci cine rămâne la sfârșit campionul serii cu banii ăștia? Ți-am zis că am rămas generos. Da. E rău? E nasol? Zic? Da, dar e nasol? E nasol. Arat? Arată. Sigur? E nasol? E bine. 20.000. Știi ce e important? Dacă ar fi răspuns greșit la două întrebări, pleca acasă. Așa că ai păstrat-o pe locul ăsta. Da. Pe locul de cam... Mă bucur. Posibil campion. Și-am portat noroc. Alina Eremia! Gata. Să-i dăm aplauz! Raluca, jucăm, da? Sigur. Hai, jucăm. Fii atentă. Domeniu. O sută șaptezeci și cinci de mii de lei are o brunetă, trei blonde au 20.000. Raluca, răspuns corect, o să ai 40.000 și ne ducem la cilindri. Fii atentă, vacanțe exotice, zice
ăsta e domeniul care ți-a venit. În ce zona a lumii trebuie să mergem pentru a descoperi urmele civilizației Maya? În Mexic sau în Madagascar? Civilizația Maya se trage din Mexic sau din Madagascar? Nu e complicat, Raluca, dar cred că o dai la plezneală. Dă-o la plezneală, hai, cu Dumnezeu înainte. Mexic? Mexic sau Madagascar? Asta Mexic. Am întrebat eu. Mexic? Plezneală? Da. Maiașii. Maiașii, celebri maiași, corect, sunt în Mexic. De acolo au plecat, acolo civilizația maiașă. Pe ce insulă s-a îndrăgostit Liz, personaj interpretat de Julia Roberts, în filmul celebru ăla, film Mănâncă, roagă-te, iubește. Știți filmul ăla? L-ați văzut. Asta nu cred că e atât de greu, că nu e zona de istorie, de filme. În Zanzibar sau în Bali? Ai văzut filmul? Mișto Julia Roberts. Îmi place, adică o actriță. N-ai văzut filmul? Cum era? Eat, Pray, Love. Eat, Pray, Love. Mănâncă, roagă-te, iubește. Eat, Pray, Love. Bali. Păi asta întreb eu, Bali sau Zanzibar? Bali. Păi tu mă întrebi pe mine? Este răspunsul. Bali? Da. Ai nimerit-o! Bine, Raluca! Încă una din vacanțe exotice. Cum se numește specia papagalilor vorbitori? Negru sau brenciu? Ara sau macac? Macac. Raluca, macacul, ăsta e papagalul vorbitor. Macacul e o maimuță. Corect? Ia uite-i. Pe asta nu mai ratăm că ne... Da? Da. Ce destinație de vacanță este totodată și un teritoriu american? Tahiti e în America, Hawaii-ul e în America. Hawaii. America. Deci e teritoriu american. Statele Unite ale Americii. Pentru 40.000 de lei. Hawaii. Bine, Raluca, Hawaii. 20.000, am dublat, avem 40.000. Fetelor, mulțumesc! Pop, le-ai răsunat, dar ia unul pe care vrei tu, alege-l. L-ai luat pe ăla, perfect, le pun pe astea la loc. Auzi, mă uit acum la tine. Mulțumesc, mă gândesc. Ați văzut? Pe cât era polițistul? Pe atât e ea de... Eu știu cum o fi mai bine. Uite ce a luat Raluca. Zâna bună, perfect. Raluca? Da. Îmi pare bine să te cunosc. Raluca, da. Ești mai înaltă ca mine, acum îmi dau seama că... Nu? Ești mai înaltă ca... E de la picioroanții. Am înțeles. Am o întrebare pentru tine. Nu contează cât de lung ai tocul. Atenție! Nu cred! Mai sunt 3 minute. Nu cred asta. Fii atentă, Raluca, zână. Ascultați-mă. Adi, ești pregătit, da? Sunt. Ascultă oamenii de la coadă, pregătită toată lumea, da? Da. Fiți atenți. 3 minute. Dacă în astea 3 minute nu răspunzi corect, greșești, pleci, vin ei. Și în astea 3 minute putem să o egalăm pe Magda. Cu 150.000 de lei ai bătut-o.
chiar și cu 100.000, încă o dată, te apropii de ea, Raluca. 3 minute. Zâna vine cu o întrebare. De 25.000 de lei. Dacă o ratezi, nu-i bai. Mergi în continuare. Mergi mai departe. Raluca, 3 minute, da? Da. Ia tu întrebarea, Zână, și tu să-mi spui când să apăs. Vin aici. Ia, vin aici. Apasă repede pe ăla, dă-i drumul și după aceea s-a și terminat. Hai. Deci 3 minute, da? Da. Zână, pe buton. Hai, am început. Cretina zmeilor este o arie protejată din țara noastră. Rezervația cuprinde un ansamblu neregulat de stânci cu forme bizare. Întâlnim aici zmeul, zmeoaica, acul Cleopatrei, degețelul și sfinxul. În ce județ trebuie să mergem dacă vrem să vedem această zonă protejată? Deci grădina zmeilor, în ce județ? Zi un județ, zi repede un județ. Care o fi cu Dumnezeu înainte, zi că pierzi timpul. Brăila. Brăila! Nu e Brăila. Pare nu e. Rău. Mulțumesc, Zână. Mulțumesc. Nu e nimic, n-ai pierdut decât 25.000 de lei, dar nu e problemă. Rămâi pe scaun. Raluca, ascultă-mă, întrebare. Fii atentă. Bunătății e domeniul următor. Ce lucru considerat purtător de noroc este și o prăjitură de ciocolată? Amuletă sau mascotă? Mascotă. Mascotă e o ciocolată. Perfect. Este de mâncare, se numește parfait și se prepară din înghețată sau din jeleu. Din ce se prepară parfeul? Înghețată. Înghețată. Bravo. Perfect. Hai și cu a treia, Raluca. Ce carne se pune în mod tradițional în amestecul pentru cârnații de pleșcoi? De oaie? Oaie. Oaie. Carne. Bravo. Dacă putem. Hai, Raluca, oprește-l, oprește-l. Dă-te și tu jos de acolo, nu mai sta cocoțat acolo. Dă-te jos repede, perfect. Bun. Hai, hai că putem. Unde Dumnezeu e? Fii atent aici, avem 1 minut și 42 de secunde. Ai 40.000, 175.000. Wow! Incredibil, pe final! Incredibil! Nu mai contează timpul, avem duel. Wow! Raluca, Magda, știți ce înseamnă asta, da? Da. Asta înseamnă că pe ultimele secunde, una dintre voi se duce cu 175.000 de lei în runda finală. Raluca, te rog să stai jos. Mulțumesc! Wow! O să jucăm cu cineva runda finală și cu 175.000 de lei pe masă. O să jucăm cu Raluca sau o să jucăm cu Magda. Raluca e traducătoare, Magda e manicuristă. Mamă, să vă reamintesc. Eu citesc întrebarea, apăs apoi pe buton. Din clipa în care eu apăs pe buton, voi puteți la rândul vostru să apăsați. De-abia după ce apăs eu, da? Aveți 10 secunde ca să dați răspunsul. Cine dă răspunsul corect și apasă prima, se duce cu 175.000 de lei mai departe. Dacă nu răspundeți, dacă nimeni nu răspunde în cele 10 secunde, Magda are întâietate pentru că e campioană. Câți? 175.000 de lei. Pentru bani foarte mulți. Câți centimetri? Raluca manicuristă, Magda traducătoare. Câți centimetri sunt în 3 metri? Raluca. 150? 150 de centimetri în 3 metri. Auzi, Raluca, dar de unde 50 ăla? Doamne, iartă-mă, că dacă-s 3 metri, nu poate să dea 145 de centimetri. Știi cum zic? Adică 3 metri, nu?
Un metru? Cât are un metru? 100 de centimetri, nu? De unde ți-a dat și cu 50? De la emoții. O știai, Magda, nu? Pe acolo și tu, că și tu ești departe de centimetri. Tot așa, pământ de flori, nu? Adică, o știai? Cred că sărisem cu un zero, poate. Ai dat și mai mult și tu. Nu, mă dusesem la 3, dar nu la 300. În gândul meu a fost 3000, cred că în milimetri, mamă. Deci ar fi greșit-o și Magda. Ar fi dat răspuns greșit și Magda. În 3 metri sunt... 300. Da, dar nu sunteți voi aici? Raluca, mulțumesc că ai fost cu noi. Îmi pare rău. Mulțumesc, Raluca. Ha! Avem un campion, Magda. Ai fi ratat-o, așa-i? Dacă ai fi apăsat prima... Știam că e la 3... Dar, dacă ai fi apăsat prima da. Și dacă răspundeai, te duceai la cât? La... Am stat pentru că am auzit, zic, matematică. În gândul matematică meu, a fost matematică, matematică, tot. Deja mă pierduse. Lasă-mă să spun matematică. 175.000 de lei cu banii ăștia jucăm runda finală, unde trebuie să alegi varianta greșită a unor răspunsuri. Se pare că iese, deci nu varianta corectă, varianta greșită. Mai am o veste pentru tine. Zâna bună vine cu o bucurie. Felicitări, Magda! Mult succes în runda finală, dar până atunci am un cadou pentru tine de la sponsorul emisiunii. Un voucher de cumpărături la Kaufland. Mulțumesc foarte mult! Cu mare drag! 175.000 de lei, runda finală, e cu Magda!